Bună, dragilor! Azi vom prepara o delicioasă prăjitură cu vișine. Ingrediente: 250 de grame de făină, 100 de grame de unt, 50 de ml de lapte, 3 ouă medii, 160 de grame de zahăr, vișine fără sâmburi 250 de grame, un pliculeț de praf de copt, coaja de la o lămâie și un vârf de linguriță de sare. Pentru început, spălăm vișinele și le scoatem sâmburii. Următorul pas este să topim untul în cuptorul cu microunde sau pe aragaz la foc mic și să îl lăsăm să se răcească. Într-un vas punem ouăle, sare și zahărul și le amestecăm cu mixerul până când compoziția își dublează volumul și capătă un aspect spumos și deschis la culoare. Urmează să adăugăm făina în 3 reprize și să amestecăm cu o spatulă, ușor, cu mișcări de sus în jos, după fiecare repriză, pentru a încorpora ingredientele. Pe ultima repriză de făină, adăugăm și praful de copt. Adăugăm laptele și amestecăm ușor cu spatula. Nu uita să dai like și subscribe pentru a fi la curent cu ultimele rețete. Mulțumesc! Adăugăm și coaja de la o lămâie netratată. Iar la final adăugăm untul topit și răcit și îl încorporăm și pe el în compoziția preparată. Punem hârtie de copt într-o tavă cu dimensiune de 22 x 26 cm și adăugăm compoziția preparată. O nivelăm cu o lingură și punem vișine din loc în loc pe suprafața prăjiturii. Introducem tava în cuptor preîncălzit la 175 de grade Celsius și o ținem 30 de minute. După ce s-a copt, scoatem prăjitura din cuptor, o presărăm cu zahăr pudră și prăjitura cu vișine poate fi savurată alături de cei dragi. Poftă bună!